O nouă tranșă de echipamente achiziționate de Consiliul Județean Mehedinți a fost distribuită atât polițiștilor locali din Drobeta, Turnul Severin, cât și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta. Asta sunt camerele cu termoviziune, nu? Da. La ce vă sunt de folos astea? Sunt utile în activitatea noastră de intervenție, la depistarea de foc care ascuns. Trebuie să căutăm și persoane. Adică persoane care nu mai răspund și sunt căzute detectează temperatura diferită față de mediu. Consiliul Județean Mehedinți, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, a achiziționat echipamente, mijloace de supraveghere și intervenție pentru instituțiile de ordine publică din județul Mehedinți. În fiecare an, Consiliul Județean Mehedinți, prin hotărârea de aprobare a bugetului județului, alocă bani către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, pentru ca mai departe să se achiziționeze diverse echipamente pentru structurile care fac parte din ATOP, și anume pentru Inspectoratul Județean de Poliție, pentru Inspectoratul Județean de Jandarmi, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră și mai nou pentru Poliția Locală. În acest an am alocat o sumă de 250.000 de lei către ATOP. Până acum s-au achiziționat echipamentele pentru Poliția Locală, camere care vor fi integrate în sistemul pe care deja îl are funcțional prin primăria în municipiul Drobeta, Turnul Severin, iar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta am achiziționat camere cu termoviziune. De asemenea, am achiziționat și acei saci care se umplu cu apă și fac mai facilă intervenția pompierilor în situațiile incendiilor de vegetație, pentru că, din păcate, după cum este bine cunoscut, județul Mehedinți este în fiecare vară pe primul loc la numărul de incendii de vegetație uscată. Anul acesta a fost alocată suma de 250.000 de lei pentru achiziționarea de echipamente, iar astăzi au fost distribuite atât polițiștilor locali din Drobeta, Turnul Severin, cât și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta. Astfel, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta i s-a atribuit suma de 52.000 de lei din care au fost achiziționate 4 bucăți cameră termoviziune, 2 bucăți rangă tip huligan, 15 bucăți saci portabil cu apă pentru pompieri. Ne simțim profund onorați de achizițiile primite. Anul acesta am primit accesorii și echipamente speciale pe care pentru noi este foarte greu să le achiziționăm. E vorba despre camere cu termoviziune. De asemenea, avem saci stingători care sunt foarte, foarte utili. Avem de asemenea un accesoriu pentru descarcerare. Direcția de Poliție Locală a avut alocată suma de 15.000 de lei și au fost achiziționate 10 bucăți cameră Hikvision 8 megapixe pentru modernizarea sistemului video de supraveghere urban. Mulțumim Consiliul Județean și domnului președinte și autorității titulare de ordine publică pentru materialele primite. Noi ne sunt foarte eficiente în desfășurarea misiunilor pe care le avem și cu rugămintea, când există posibilitatea, să ne mai dea. Suma totală alocată a fost de 250.000 de lei, iar președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, speră ca echipamentele să le poarte noroc celor care le folosesc și să aibă intervenții reușite pentru siguranța mehedințenilor.